Jumbo! O Jumbo zi călduroasă în Arușa. Voi o să vedeți acest vlog în altă zi, dar noi suntem tot aici lângă Centru Cultural, tocmai lansat în spate, pentru că lângă este un mall și astăzi vrem să vă arătăm cum arată un mall aici în Africa, în Tanzania. O zi la mall în Arușa! Ia să comparăm prețurile. Sticla de apă n-au? Că noi știm cât costă sticla de apă. Nu au aici apă. Nu au. Dar cola, să știți că în oraș am găsit la sticlă tot cu 1000 de șilingi. Hai să vedem ce mai găsim. Da, de toate. Uitați, aici este apa. Andrei o să vă spun imediat. Asta este 450. Yep. Și aia la un litru? Și cea de la un litru nu o văd. A, este 1000. Este 1000. Deci prețul este standard. Se pare că peste tot este 1000 apa la un litru jumate. Hai să vedem că ajung. Da. Poate găsești mai ieftin. Wow, 40.000, Andrei. Da, de edita mai kilogramul. Da. Da, e foarte bun cajul aici, chiar foarte bun. A, uitați și o chestie importate. Uitați, pentru a face quesadilla și fajitas. Da. Fel de supermarket. Aici în țară nu au intrat încă lanțurile mari de supermarket, adică Carrefour, Tesco, chestii europene sau altele europene. Trebuie să aibă lanțurile lor, ce am înțeles de supermarket. Mă bucur de chestia asta, se regulă. Andrei a plătit, a venit și nota. Uitați, a dat 13.850 de șilingi. Și prima dată când am plătit cu cardul aici în Tanzania, da, mi-a luat 5 euro. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Chiar am întrebat de câteva ori, sigur nu este comision? Și am zis că nu. Pentru că știam că peste tot plătești comision. Poate venim aici înainte să plecăm la aeroport, să mai facem niște cumpărături, gen să luăm cafea, poate niște caju. Uh-huh, uh-huh. Ce spui? Da. Oricum, prețul nu e ieftin. 5 euro pentru două chestii de mâncat și două cafele nu e mult. Uitați, mi-a adus toată sticla de sirop, să-mi pun cât vreau. Sau zahăr brun aici. Da. Uitați ce supărată este Andra, pentru că a tras 3 minute de conversație aici și a explicat cât costă pizza în supermarket, în mall-ul ăsta. Și nu a mers, nu știu, a fost un bug de GoPro. Mulțumim foarte mult, GoPro, dacă ne ascultați. Da, mulțumim, GoPro. Următorul, cred că nu o să fie GoPro, cred că camera. Dar da, haideți să vă iau iar cu mine. Sper să se audă data asta. Uitați aici, băiatul, așa scos pizza. Eu l-am primat când a băgat pizza. Dar arată foarte bine. Deci puteți să cumpărați pizza. Astea sunt prețurile. Asta este undeva la 8 dolari. Cam așa am calculat noi. Da, ce să zic. Uitați ce bine arată, chiar arată bine. Dar nu este foarte ieftin. Nu este foarte ieftin și nu mă refer numai acum la mall, la locația asta la mall. Nu este foarte ieftin orașul sau țara în sine. Noi ne așteptam să fie un pic mai ieftin. Într-adevăr, noi acum vorbim de prețurile de aici în mall, dar dacă mâncați în oraș, tot nu este atât de ieftin în comparație cu alte țări din Africa, cum mi s-a mai povestit alții care s-au plimbat mai mult în Africa. Dar noi ne așteptam să fie un pic mai ieftin, poate să găsim mai mult street food, altfel de putem spune că am un aer să luai și apoi, da? Da. Adică, cu siguranță sunt prețuri ieftine, dar dacă te uiți ce este în spatele tarabei, s-ar putea să nu mai vrei să mănânci așa de ieftin. Da, adică gândiți-vă că toată lumea vinde mâncare pe jos, adică... Pe stradă, praf, poluare, da, dar pe jos, adică grăgie. Pe jos au o găleată cu ceva și vând. Am vrea să ne luăm și noi așa, dar nu mă ține, pe mine nu mă ține stomacul și mănânc street food, dar nu chiar atât de street. Tocmai sunt foarte fericită pentru că am găsit aici Appetizer. Este sucul meu preferat
Este doar suc de mere cu apă, cu bule. Da. Apă minerală. Apă minerală. Deci este atât de bun. Când plecăm de la mall, trecem pe Shein câteva. Un pic cam scump. Ar fi aproape $2, 7 lei, 100 de asta, dar hai măcar 2 să-mi iau, să-mi fac pofta. Le-au adus cândva la Mega Image în București, dar le-au scos repede, nu știu, cred că încă s-au vândut. Am intrat într-un magazin de electrocasnice. Și aș vrea să întrebăm și despre un... Electronice și electrocasnice, sunt și electrocasnice. Da, da. Aș vrea să întreb despre un modem. Modem? Do you have modem? 4G modem? Wow, e scump rău. Mm-hmm. Expensive. 170.000. Și în partea alta 70. Era la Tigo 75.000. Ăla era blocat, era doar pentru Tigo. A întrebat și de GoPro Andra. Să vedem ce prețuri au. GoPro 9, wow! GoPro 8 Black pe care îl avem noi este 1.300.000. Hai să vedem cât a fost. Și nouăle este 1.550.000. 1.300.000 de mii de shilling înseamnă? $565 este GoPro 8. Wow! Când nou de la ei pe site e undeva la 400 parcă? Sau da. Mai puțin? Da. Da, cam scump aici. Probabil că și chirea e foarte mare la mall. Da, da, eu din ce am înțeles, electronicele sunt foarte scumpe. Da. Să mai este un mod, dar e mare mall ăsta. Are mai multe... Da, interesant, pentru că nu sunt deloc magazine pe care le știm noi. Da, sunt doar locale, nu au intrat magazinele. Interesant, nu am văzut Nike, n-am văzut nimic. Ah, da, hai să mergem și noi la cinema să vedem când putem să mergem la un film, poate în engleză. Ce mișto, ce fain e zona. Aici mai vedem tineret. Bine, înțeles, tineret cu bani. Minigolf aici. Ce tare. Și de prețuri. Toate filmele sunt în engleză. Este un singur film, cel care v-am spus eu că m-ar interesa pe mine. Ce tare. Este un singur preț, un singur film care v-am spus eu că m-ar interesa și este 12.000 de shilling, adică $5 un pic. Da, celelalte sunt 10.000, care înseamnă $4.30. 20 de lei, fix ca România. Fix ca România, adică de asta v-am spus că nu vă așteptați să fie totul foarte ieftin. Da, prețurile seamănă. Acum vreau să mă duc să încerc la bancomat ăsta să bag un revolut, să văd dacă mi-a comisiune. Am încercat să scot 230.000 de șilingi, care înseamnă $100, iar comisionul era undeva la $6. Da, o să mai încercăm de la alte bancomate să vedem dacă este vreo diferență de comisiune, pentru că încă nu știm sigur. Ca să, na, să știm bine. Momentan mai am niște cash, dar da, să știm. Ne mai trebuie $1. Hai să vedem și sus în mall ce este. Hai. Prima dată când se urcă pe scări rulante. Ce drăguț sunt! Oh, nu acolo, aha. Foarte amuzant. Vedeți, nu. Când te gândești, parcă am prins noi în altă lume. Da. Bucuria lucrurilor mici. Parcă te emoționează așa când tu te gândești că pentru cine e ceva normal, dar pentru alții care n-au văzut niciodată scările rulante sau cealaltă seară cu bucătarul nostru din safari, când am văzut că noi nu puteam să ne întoarcem? Nu mergem. Noi nu puteam să ne lăsăm Malachi singur cu el și el nu prea să discute cu engleza și am scris pe Google Translate. I-am scris în engleză să se traducă în engleză. Și el nu știa să citească, mi-a zis că nu înțelegeam de ce să uită așa ciudat. Și după aia mi-a dat seama că el de fapt nu știe să citească și să scrie nici măcar în limba lui. Și de asta, nu știu, m-am emoționat pentru că parcă am trăit în altă lume. Nu știu, parcă nu conștientizez că sunt astfel de cazuri. Hai să vedem și niște prețuri pentru niște branduri locale.
Jumbo! Wow! Ce faină e cămașa! Cât costă oare? 35.000. E fain materialul. Hai să-l întrebăm pe Madalina dacă o vrea. Ia să vedem cât înseamnă 30.000. Înseamnă $15 și ceva. Hai să-l sunăm pe Madalina, poate vrea să o cumpere. Ori... Și într-un magazin sportiv, cu articole de sport și chiar să-mi curioși ce prețuri iau. 145.000. Deci niște șlapi, 145.000. Uite, un tricou, Puma. Este 95.000. Foarte scumpuțe. $63 șlapii. Wow. Adică $2. Nici nu vreau să mă uit la Adidas și... Gata, ieșim că dăm faliment. Da, în ăsta de articole sportive ne-a zis că nu e voie cu video. Dar prețurile, clar, mă așteptam să fie foarte, foarte mari pentru că sunt brand-uri din astea internaționale și cred că am foarte greu aici. Da, oricum, dar nu știu de ce nu mai voie să filmez, că era mai, am mai văzut atitudinea asta. A, uite că am ajuns la Tigo, aș vrea să vorbim puțin despre Tigo, sper să se și vadă. Da. Se vede, e ok. Eu am card Tigo, Andrei are Vodacom, care este un fel de Vodacom. Până acum am testat 3 rețele. Prima a fost, era ceva cu sânul, deci am testat Zantel, acolo în... Zanzibar. Zanzibar. Este foarte populară, dar nu este nu atât prea de eu, nu înțeleg de ce. Nu o recomandăm. Tigo nu am găsit în Zanzibar pentru că ne recomandase Petric. Era, dar și... nu eu aveau pe stoc, nicăieri. Da, dar nu am găsit când am căutat noi. Și Vodacom, care este de fapt Vodafone-ul european. Și care e foarte, foarte ok. Cel mai ok, dar și cel mai scump, ce am înțeles. Dar viteza o are cea mai bună aici, pe Arusha, pe Tanzania, sper. Dacă vreți să veniți aici la mall, să știți că... Mall-ul este fix aici, lângă centrul cultural. Pentru că mall-ul apare să fie aici, la vreo 2 km de zona asta, dar nu este acolo. Poate era cel vechi. Deci să întrebați, pentru că Maps-ul, mai ales aici, în Arusha, nu știu, ne dă fail-uri non-stop. Străzile apar în altă parte, ca să ajungem la cazare, de exemplu, ne-am plimbat tot cartierul. Deci da, să verificați. Noroc că noi am întrebat pe cineva și ne-a spus să vedeți că nu este aici. Haideți să vorbim puțin despre distanțarea socială. Aici, în Africa? O vezi aici? Da. Nebunie. Da, locul tău e fain, că stai cu... Da, cu spatele la geam. Dar toată lumea să uite la noi, mai bine cred că închid camera, nu? Da, închid-o. Cum i-am dat spate cu Dana? Dar e ok. M-a ajutat, toată lumea ne-a ajutat până acum, asta da, e de spus. Deci nu știu de ce, tu ai avut așa o impresie nasoală. În piață era foarte multă lume, erau agitați pentru că filmam și mi-am făcut așa o părere cam nasoală. Dar nu este așa, pentru că lumea chiar ne ajută până acum. Mai găsești lume care sunt ajutat. Trebuie să le zâmbești, trebuie să le zâmbești, da, să le spui că ce frumoasă ai. Dacă știi, știi câteva cuvinte în limba lor, deja schimbă complet atitudinea față de tine. Percepția asupra ta, da. Până în alta, vă rugăm să vă uitați la toate vlogurile noastre de aici din Africa. Da. Noi suntem Andra și Andrei, aer de vacanță. Vă pupăm, ceau! Da.